los. Sfârșit după multe studii și pene roase în bănci de clasă, școala de cocoși de rasă. Am învățat să cânte acolo cucurigul în cor și solo, cum se ține creasta, gușa, când se arată găinușa, cum de pinten te slujești și alte treburi cocoșești. Însă la repartizare protestă cu indignare. Eu, cocoș fără de frică, în comuna aceea mică, plece alții mai novici, mie, dați-mi post aici. Păi aici nu o să-ți prea placă. N-avem decât post de vacă. Și mata, cocoș ești doar. Ce o să faci lângă văcar? Munca asta nu-i de joacă. Nu-i nimic. Rămân ca vacă. Și a rămas. Dar ce-a îndurat bietul nostru pintenat? Câte pene i s-au smuls când a fost să fie muls. Lapte însă n-a făcut. Nici tu dulce, nici bătut. Și-a schimbat post după post, fără să-și găsească un rost. Și-a pierdut din pene el de-a rămas aproape chel. Ba mereu pe alte scheme, a uitat de la o vreme cum se cântă până și cucurigul în zor de zi. Nu era mai bine în sat de făcea ce-a învățat?